Domnul Ionel Dancă, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, este invitatul interviurilor PSN News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua și la mulți ani! La mulți ani! Sperăm să ne mai onorați cu prezența în Cred că suntem anul doar la început. Ne întâlnim astăzi într-un moment de maximă tensiune, spun eu, pe scena politică românească. Pe lângă jocurile de culise vehiculate în interiorul guvernului, vedem o poziție destul de tranșantă a ministrului de interne Carmen Dan. Față de poliția română, mai exact am văzut că aceasta vrea mai nou demiterea șefului de la Inspectoratul General al Poliției Române, a domnului Bogdan Despescu. Cum vedeți dumneavoastră această poziționare, repet, tranșantă a ministrului Carmen Dan? Ce implicații credeți că are acest... Da, începem așadar cu subiectul la zi. Doamna Angheru, și eu nu văd o poziție atât de tranșantă din partea ministrului de interne în acest scandal. Dimpotrivă, văd un minister de interne lipsit de autoritate. Am văzut în aceste zile cum doamna ministru Carmen Dan aproape că a implorat public subordonații să explice ce s-a întâmplat, deci a ieșit public să ceară lămuriri subordonaților, când în mod normal aceștia trebuiau chemați la prima oră la minister și să dea explicații pentru ceea ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat sau ar fi trebuit să se întâmple, pe de o parte. Pe de altă parte, acum încearcă să caute țapi ispășitori acolo unde nu este cazul. Înțeleg că a cerut demisia șefului de la serviciu omoruri, care nu are nicio implicare în acest caz, poate doar vina că s-a exprimat cu ceva timp în urmă pe modificările aduse la codul de procedură penală, la codul penal și codul de procedură penală, care ar fi dus, dacă ele ar fi trecut, ca acest caz să fie mușamalizat sau să nu poată fi dovedit, adică ar fi dus la interzicerea probelor video în cazul polițistului acuzat de abuzuri sexuale asupra unor minori. Cererea publică a demisiei unor subordonați arată lipsă de autoritate din partea ministrului de interne, a doamnei Carmen Dan, și cred că se impune demisia doamnei Carmen Dan din funcția de ministru de interne, din funcția din conducerea unui minister care ar trebui să inspire încredere că în această țară siguranța națională a cetățenilor, siguranța lor personală este apărată. În acest moment cred că există un mare deficit de încredere în rândul populației că acest minister de interne sub această conducere poate să asigure siguranța cetățenilor. Cine credeți că ar trebui să vină în locul doamnei Carmen Dan? Din punctul meu de vedere, ca purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, ar trebui să plece tot guvernul, pentru că nu e numai doamna Carmen Dan aici. Uitați-vă ce se întâmplă și în sănătate. Am început anul cu o criză în sistemul medical, criza medicilor de familie, dar avem cazuri la fel de revoltătoare în sănătate, copii care mor de rujeolă, persoană care a decedat pentru că nu a avut imunoglobulină, deci nu a avut material medical necesar și nimeni nu răspunde pentru acest lucru. Uitați-vă ce se întâmplă în educație. Aflăm de pe o zi pe alta cum se schimbă programele școlare pentru curricula unor clase, unor lecții și tot haosul din învățământ cu lipsa de material didactic, fără școli, fără aviz la ISU împotriva de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Ca să dăm doar exemplu de siguranță, ordine publică, sănătate și educație, domenii care interesează pe cetățeni în cel mai mare grad. Tot guvernul ar trebui să plece, nu numai doamna Carmen Dan. Dar cu atât mai mult în situația de față, cred că se impune demisia urgentă. Că tot am amintit de tensiunile vehiculate în interiorul Partidului Social Democrat, am văzut că, în mod surprinzător, unul dintre apropiații lui Liviu Dragnea, domnul Nicolae Bădălău, s-a răsculat împotriva liderului, să spun așa, prin acea scrisoare renumită, a adus
practic în discuție probleme cu care se confruntă Partidul Social Democrat. Dumneavoastră, cum vedeți tot acest scandal, să spun? Ar fi bine ca domnul Bădălău cu domnul Dragnea și cu domnul Tudose și cu toți cei din jurul lor să se retragă undeva în munți, să-și rezolve problemele lor interne de putere și să lase țara să fie guvernată de oameni cinstiți, de oameni care sunt interesați cu adevărat de binele românilor. Ceea ce vedem acum în interiorul Partidului Social Democrat nu este altceva decât o răfuială internă, o luptă de putere pentru împărțirea ciolanului, ca să spunem în mod direct. Ei ar trebui să-și rezolve aceste probleme interne și noi le dorim să aibă cât mai multe astfel de probleme interne, să-și le rezolve, lăsând guvernarea pe mâna unor oameni responsabili. Pe de altă parte, am văzut că tot mai mulți PSD-iști susțin o eventuală candidatură la prezidențiale a primarului Gabriela Firea din partea PSD. Ce șanse îi dați acestea, să spun, în lupta poate cu domnul Klaus Iohannis? Cred că este prematură o astfel de discuție și cred că este absolut dincolo de orice, să spunem așa, analiză rezonabilă a unei astfel de, a șanselor unei astfel de confruntări. E clar că diferențele sunt de la cer la pământ. Uitați-vă ce se întâmplă în capitală în acest moment. Eu nu cred că populația este atât de încântată de prestația, populația bucureșteană, mă refer, de prestația doamnei Firea în funcția de primar general al capitalei, în afară de concerte, târguri, chici, fără nicio, care duc Bucureștiul departe de ceea ce ar trebui să arate o capitală europeană. Bucureștenii nu văd nimic serios că se întâmplă la nivelul capitalei. Avem trafic supraaglomerat, situații de căpușare a banilor publici prin înființarea a zeci de companii de către autoritatea municipală care să fie folosite ca instrumente de drenare a fondurilor publice și de a acorda diverse sinecuri pentru clientela de partid. Practic se mută modelul de voluntari la Primăria Generală a Capitalei. Avem de a face cu o pandelizare a Bucureștiului. Credeți că după o astfel de prestație doamna Firea are vreo șansă la, nu mai spun la președinția României, dacă mai are vreo șansă la un nou mandat la Primăria Capitalei, cred că ar trebui să punem discuția. Am văzut că tot doamna Firea vrea să interzică Taxify și Uber în București. Ce implicații credeți că da, are? Doamna Firea vrea să interzică tot ceea ce ar aduce o zonă de libertate în București, tot ceea ce nu poate să controleze domnia sa și prietenii familiei Pandele din voluntari. Situația taxiurilor din București exprimă în cel mai evident mod acest lucru, pentru că sigur că nu poate să existe un serviciu public furnizat de privați pe care să nu-l administreze, repet, doamna Firea și familia Pandele din voluntari. Despre asta este vorba până la urmă aici. Este vorba despre faptul că se interzice cetățenilor posibilitatea de a avea acces la un serviciu furnizat în mod civilizat de niște oameni privați. Totul trebuie să treacă prin filtrul intereselor de partid sau ale familiei Firea Pandele. Suntem la începutul unui nou an, care sper eu să fie cu mult mai bun față de cel anterior. Ce așteptări are PNL de la acest an? Concret, ce ținte v-ați stabilit pentru anul 2018? Da, în momentul de față am avut săptămâna aceasta prima ședință a Biroului Executiv al Partidului Național Liberal.
în care s-a pus în discuție stabilirea obiectivelor strategice pentru anul 2018. Discuțiile vor continua și în ședința de săptămâna viitoare a aceluiași birou executiv, în urma căruia vom ieși public cu strategia Partidului Național Liberal pentru acest an. Dar ce pot să vă spun în acest moment este că Partidul Național Liberal va continua să își deschidă porțile către noi membri și către societate. Vom încerca să fim un partid cât mai deschis față de toate inițiativele din societate, inițiativele democratice, civice. În acest an vom continua să facem cenzura actului de guvernare și critica actului de guvernare, pentru că uitați-vă ce se întâmplă, cum începe acest an. Cred că este un an, este un an de un început de an cum nu se poate mai prost. Avem scumpiri chiar începând de astăzi, vorbim de scumpirea prețului la gaze cu 8%, vorbim de scumpirea ratelor la bancă, de scumpirea dobânzilor, vorbim despre faptul că nu se onorează promisiunile care au fost făcute pentru acest început de an, trebuiau majorate pensiile conform legii pensiilor cu aproape 8% de la începutul acestui an, ori a fost amânată această majorare la 1 iulie și nu într-un mod care nu acoperă întreaga creștere de care ar fi beneficiat pensionarii în acest an. Vorbim despre așa zisa revoluție fiscală, de fapt harababura pe care au instituit-o în mediul economic prin transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, care va duce în unele situații chiar la scăderea salariilor în mediul privat. Vorbim de sectoare unde salariile vor scădea cu până la 20%. Deci noi trebuie să luptăm pentru apărarea intereselor românilor în acest an, pentru a opri acest haos economic pe care îl generează guvernarea PSD-ALDE în zona aceasta. Dar pe de altă parte avem, în același timp s-a discutat în cadrul biroului executiv al Partidului Național Liberal, modul în care vom continua să luptăm în Parlament pentru a bloca inițiativele legislative nocive care vizează modificarea codurilor penale, codului penal și codului de procedură penală, modificarea legilor justiției, unde bătălia în continuare este lungă. Deci va fi un an în continuare tensionat în ceea ce privește tentativele puterii de a modifica cadrul legislativ în ceea ce privește activitatea sistemului judiciar, și în același timp va fi un an tensionat din punct de vedere al modului în care puterea, coaliția de guvernare PSD-ALDE va duce la distrugerea echilibrelor economice care ar fi trebuit să asigure un nivel de trai mai bun pentru români. La nivel național, cum vi se pare opoziția făcută de Partidul Național Liberal în 2017 și ce așteptări aveți pentru acest an? În 2017, Partidul Național Liberal s-a bătut cu toate instrumentele legale și constituționale la dispoziție. Am văzut, am avut și o moțiune. Exact. Am avut chiar două moțiuni, încă din februarie, dacă nu mă înșel, încă din prima parte a anului, a fost imediat după adoptarea ordonanței 13, a fost o moțiune de cenzură, care evident că nu a trecut pentru că matematica nu este în favoarea noastră în acest moment, pentru că acesta a fost rezultatul alegerilor. Dar asta nu înseamnă că ne-am resemnat și că chiar dacă nu putem aduna numărul de voturi necesare pentru căderea guvernului, nu facem tot posibilul pentru a obține acest rezultat. Am avut două moțiuni de cenzură, spuneam, am avut mai multe moțiuni simple pe diverse domenii, de transporturi, sănătate, justiție, energie, unde ni se refuză în mod abuziv de către biroul permanent al Camerei Deputaților să se discute această moțiune, dar vom insista să discutăm și această moțiune, pentru că situația din sectorul energetic este una alarmantă. Am făcut nenumărate sesizări la Curtea Constituțională și la Avocatul Poporului pentru a face acolo, când
opoziția parlamentară nu putea folosi acest instrument să facă sesizări la Curtea Constituțională, mă refer la ordonanța 79 privind transferul contribuțiilor sociale sau la ordonanța 82 cu reducerea contribuției la pilonul 2 de pensii. Am cerut avocatului poporului să sesizeze Curtea Constituțională. În momentul în care, sigur că avocatul poporului nu s-a dovedit chiar avocatul poporului, ci mai degrabă al guvernului și al puterii, nu ne rămâne decât să continuăm lupta pe instrumentele pe care le avem la dispoziție în Parlament, în comisii parlamentare, amendarea inițiativelor nocive ale puterii. Am ieșit în stradă în anul 2017, vă reamintesc că în toamnă la susținerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Tudose au ieșit zeci de mii de oameni la apelul Partidului Național Liberal în marile orașe și orașele reședință de județ din țară, dar și în București, în jurul Parlamentului. Am făcut un lanț uman cu peste 6-7 mii de persoane. Au fost acțiuni care, zic eu, au arătat că PNL-ul se bate pentru oameni și cine nu vrea să vadă acest lucru, greu va fi convins de către noi că așa stau lucrurile. Pur și simplu, cine vrea să vadă, vede că PNL-ul este forța principală a opoziției și că folosește toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a bloca inițiativele toxice, nocive ale puterii, atât în zona de justiție, cât și în zona economică și socială. Până acum am văzut colaborarea PNL-USR s-a produs pe subiecte punctuale. Acum vedem cum cele două partide fac front comun la CCR împotriva legilor justiției de care aminteați. Este acest demers punctul de plecare către o mai strânsă colaborare între Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România? Noi invităm alături de Partidul Național Liberal toate forțele din opoziție, atât din Parlament cât și din grupurile active din societate, în sprijinirea demersurilor pe care Partidul Național Liberal le întreprinde împotriva actualei majorități PSD, ALDE, UDMR. În 2017 au fost numeroase situații în care, într-adevăr, Partidul Național Liberal a colaborat împreună cu Uniunea Salvați România în elaborarea, sesizarea, susținerea de unor diverse inițiative, fie că e vorba de inițiative legislative sau de acțiuni de sesizare la Curtea Constituțională a unor acte normative. Vom continua să facem această colaborare și în 2018 și ceea ce ne dorim este ca această colaborare să se desfășoare în interesul public, nu pentru exercițiu de PR al unora sau altora. Se tot vehiculează o scindare a Partidului Național Liberal după anunțul deputatului Cezar Preda, care susține că vrea să deschidă în cadrul formațiunii un grup creștin-democrat. Care este poziția Partidului Național Liberal vis-a-vis de această inițiativă a domnului deputat? Nu a fost nicio discuție la nivelul structurilor de conducere al Partidului Național Liberal. A fost o declarație personală a domnului deputat, o inițiativă personală a domnului deputat, care nu cred că trebuie să deranjeze pe nimeni. Nu există niciun pericol de scindare de parte de așa ceva în interiorul Partidului Național Liberal. Vreau să precizez că Partidul Național Liberal în acest moment, după congresul din vară de anul trecut, în urma căruia avem o conducere aleasă cu peste 80% dintre voturile delegaților, vorbim de alegerea președintelui Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, cu o moțiune care la rândul ei a fost votată de acești delegați, are în cadrul acestei moțiuni, manifest politic al
conducerii Partidului Național Liberal se bazează pe fuziunea acestor curente ideologice liberal, creștin, popular, conservator, astfel încât Partidul Național Liberal exprimă în acest moment o gândire de dreapta în care ar trebui să se regăsească inclusiv inițiative precum cele ale domnului Preda. Nu cred că trebuie să gândim ca această inițiativă ca un proiect de scindare a Partidului Național Liberal. Pe final, ne puteți relata cum s-a produs trecerea din presă către lumea politică? Da, nu este, să zic așa, nu a fost un plan gândit strategic. S-a întâmplat. Am avut o activitate în presă de peste 20 de ani. Am început în presa scrisă la începutul anilor 90. Am început chiar în presa de dreapta, de la acea vreme, Cotidianul, Dreptatea. Am continuat în presa economică, Banii Noștri, Business Standard. După aceea am făcut mulți ani de televiziune la Money Channel, Realitatea, emisiune atât economice cât și de talk show politic în prime time, perioade în care Realitatea, audiența postului de televiziune Realitatea era una de invidiat pentru concurență. Din păcate, la un moment dat, peisajul media din România și după criza economică din perioada 2010-2011, care s-a acutizat în presă în anii următori, 2012-2013 s-au văzut de fapt efectele crizei economice în media, a dus la o deteriorare a peisajului media și am considerat că ar fi interesant să încerc și alte proiecte. Și așa m-am gândit atunci, în 2013, să încerc o carieră în zona de administrație politică. Cum arată acum presa față de cum arăta acum 20 de ani? Ce s-a schimbat? Da. În rău, în bine? Sigur că dacă ar fi să evidențiez o diferență majoră între presa de la începuturile carierei mele în anii 90 și presa de acum, aș spune că cea mai mare diferență este în dată de naivitatea acelor timpuri în care jurnaliștii se lăsau folosiți fără să știe, poate, și perioada de acum în care ziariștii să-l lasă folosiți cu bună știință. Asta cred că este diferența majoră pe care am constatat-o în evoluția presei în 20 de ani. Este o evoluție, din păcate, nefericită pentru presa din România și cred că noile canale de comunicare pot să aducă o alternativă în zona asta, dar niciodată nu vor înlocui presa, să spunem, mainstream, acea presă care până la urmă creează curentele de opinie, de analiză în societate. De aceea este important ca și în presă să aibă loc la un moment dat, poate va veni vremea, unor reforme și restructurări, să zic așa, de nu neapărat de personal, cât de conștiință. Domnule Dancă, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Așa cum v-am spus, colaborarea noastră cred că este abia la început și ori de câte ori va fi cazul, voi onora invitația dumneavoastră. Vă mulțumim!